În 2013, foarte multe dintre zilele libere legale cad în weekend, astfel că doar 8 zile sunt cu adevărat libere în plus. Codul muncii prevede 12 sărbători legale traduse în zile libere pentru salariați. Mai exact, zilele nelucrătoare stabilite de legislația muncii sunt 1 și 2 ianuarie 2013, deci prima și a doua zi de anul nou. Prima și a doua zi de Paști, în 2012, aceste zile au fost în 15 și 16 aprilie, anul acesta pe 5 și 6 mai. Și de ziua internațională a muncii, salariații vor fi liberi. Această zi va pica anul acesta în mijlocul săptămânii, mai precis, miercuri. Tot la capitolul zilelor libere intră și prima și a doua zi de Rusalii. În 2012, aceste zile au fost în 3 și 4 iunie. În 2013 vor pica pe 23 și 24 iunie. Și de adormirea Maicii Domnului, pe 15 august, vom avea o zi liberă. De Sfântul Apostol Andrei, pe 30 noiembrie, de 1 decembrie, pe Ziua Națională a României, iar ultimele dintre zilele libere din anul viitor vor fi prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie. Cei care nu dau liber pe 30 noiembrie riscă amenzi dure. Legislația muncii este dură cu angajatorii care încalcă salariaților dreptul de a beneficia de zilele libere acordate de stat. Amenziile pentru angajatorii care nu acordă zile libere legale sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, scrie realitatea.net.